Există o manie aproape de a lua bucăți celebre, imnuri celebre, piese celebre, piese vechi și de a le reinterpreta, dar într-un mod jalnic. Putem avea da. Un... Dacă doar le-ar schimba, să zicem, armonic sau și puțin melodic și să zic că ar face orchestrație, o negativ, asta a fost acum 10 ani. Când am luat eu contact mai în profunzime cu bisericile evanghelice. Acum problema a avansat, gangrena s-a adâncit mai tare pentru că a apărut un lucru foarte dezgustător în care se merge pe manieră de cântat senzual, lasciv. Aici este o foarte mare problemă și, bine, maniera asta e obținută prin diferite, o să exemplific imediat, diferite inflexiuni, melisme, prin colorație. Tehnică de apropiere la microfon care dă senzația ca și când ți-ar cânta vocea în ureche, adică lucruri intime. Eu, în mod normal, amplificarea, scopul amplificării este de a ne ajuta să nu urlăm în biserică, dar de aici până la șopti în microfon, numai pentru că beneficiezi de un mixer cu un gain puternic, ca și când ți-ar șopti ție în ureche și cântatul ăla devine șoptit, că te trec fiorii, cam asta deja este un mare pericol. Da, e, da, da. O să semplific ceva. Efectiv, nu știi dacă cântărețul îi cântă iubitului, iubitei sau îi cântă la Domnul Iisus Hristos. O piesă, am ales o piesă super cunoscută, o piesă veche. Te aștept, Iisuse, privind spre ceruri să văd dacă nu vii. Piesa amo normal este ceva de genul. Te aștept, Iisuse, privind spre ceruri să văd dacă nu vii. În orice seară eu te chem iară pentru a mă pregăti. Cam așa merge piesa. Lin, frumos, un balsam pentru suflet. Iată o variantă care o auzim des și pe la radiourile noastre. Te aștept, Iisuse, rețineți. Te aștept, Iisuse, privind spre ceruri să văd dacă nu vii. În orice seară eu te chem iară pentru a mă pregăti. Tu ești aproape, poate la noapte s-ar întâmpla să vii. Haina împătată nu-mi e curată, ce fac eu dacă vii? Hello, isn't me you're looking for? I can feel it in your eyes. I can feel it in your smile. Tu ești aproape, poate la noapte s-ar întâmpla să vii. Dacă ar auzi un chinez, da, n-ar ști. N-ar ști că care și care. Că nu știi râsul, plânsul, că știu, acum știu și am cuplat interpretul cu interpretarea. Problema pe care o avem este că n-ați caricaturizat. N-ați caricaturizat deloc, exact așa se cântă. Da. Când pui cele două bucăți, bucata în limba engleză și mood-ul, feeling-ul de interpretare, inflexiunile, melismele, sunt acolo, tocmai pentru a crea acea atmosferă care este cu totul străină de o invocație prin rugăciune. Omul ăsta, sau cine cântă așa, ori nu s-a rugat niciodată, ori n-a avut acel fior sfânt în fața celui care se prăbușește, Ioan, și spune, am căzut înaintea lui ca mort. Deci, fără supărare, dar ortodoxii și catolicii așa ceva n-au făcut.
Și n-ar accepta. Și n-ar accepta. Încă. Nici în misele catolice, nici în liturghia ortodoxă nu vezi așa ceva. Eu mă confrunt de ani de zile cu oameni din fosta breaslă care îmi spun nu te supăra, dar ce am auzit la voi este blasfemie. Ce eu încerc religioși. Să le spun că măi, nu generalizați, că nu sunt în toate. Și îmi spun, bă, nu știu unde n-o fi, dar ce noi vedem peste tot unde am văzut pe internet, am mai fost la evanghelizări, deci așa ceva la noi nu. La noi există reverență, la noi există un simț de ăsta de teamă de Dumnezeu, de evlavie, cum spun ortodoxii. La voi, nu știi ce-i concert, seamănă concert, seamănă, nu știu unde te afli. Nu simți deloc că te afli în prezența, că ar fi un locaj de închinare. Ăsta este cazul fericit, că am auzit o bucată de genul, te-ai apropiat de mine, m-ai privit, m-ai atins, m-ai îmbrățișat. Prima mea întrebare, de când au o domnișoară, cred, prima mea întrebare a fost, textul știi? Cine e ăla? Că asta o poți cânta pe o scenă laică, oricum și probabil ăsta este scopul, să o poți cânta în diferite contexte. Dar bătrânii noștri aveau un criteriu. Niciodată să nu cânți o cântare în care să lipsească numele Domnului. Că atunci știi, gata, ai sigilat-o, ai pecetluit-o cu numele Lui Dumnezeu. Sigur. Domnul Iisus spunea, voi sunteți lumina lumii. Și în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea își pierde puterea de a săra, ea nu mai este bună la nimic. Un misionar român, care umblă de foarte mulți ani în toată lumea, spunea evanghelicii nu mai sunt sarea pământului, au devenit dulceața lumii. Paul Washer, care ne lăuda prin anii 2000 în America și ne dădea exemple pe noi, pe evanghelicii din Ucraina și așa mai departe, din zona de Europa de Est, când îi spuneau, veneau la el tineri să-i spunea, ia mă și pe mine să fiu misionar cu tine în România. Zice, nu vrei să te iau, pentru că dacă te-aș lua, ai fi excomunicat în prima zi. Același Paul Washer, reinvitat acum, nici 10 ani, după 2010 încoace, a spus -o în plen, citesc chiar cuvintele lui într-o biserică din București. Vă felicit că ați reușit într-un timp record să vă aliniați și să vă identificați cu spiritul evanghelic american postmodernist de tip babilonian. Da, o spune deci, ironic. Asta practic noi am reușit că, dacă în America a durat, să zic, procesul ăsta cam 30-40 de ani, la noi s-a mers foarte accelerat, rapid. Da, deci s-a mers repede înainte.